Bine. Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru Augustin Pop. Hey! Hey! Ce-ai pățit, mă, frate? Mâinile sus. Hai, mă. Mama, mama, mama. Sunt sănătos. Și sunt chiar tânăr. Încă. Puternic sunt. Stau bine înfipt. O stâncă. Am bicepsi și de fier. Și cum le zice? Le zice tricepsi și la fel. Sunt suplu. Am aproape 100. Masiv, dar delicat. Gingaș, nu brută. Și am un simț moral, căci jur, eu port față de mini-lumea mea din jur o maxi-grijă părintească. Tot ce urmează o să dovedească. Mă aflu întâmplător într-o grădină. Observ o gâză. Urcă pe o tulpină. O gâză cât un bob de mei. Adică nici cât un vârdeac, ceac, mai mică. Mă plec ușor spre ea. O iau pe un fir de iarbă, încet, ușor, încet, să nu se piardă. În mâna mea mă gâtile în palmă. Nu râd că o sperii. Sunt o fire calmă. Mai bine o pun aici, pe o pietricică. De fapt, nici nu prea e atât de mică. Uite musca. E cât un gândăcel. Și dacă mă uit și mai atent la el, e chiar gândac în lege. Cât o lucă. Să-l iau. Nu-l iau. Mai știi cum mă apucă? E cât o broască. Bine că nu sare. E cât un pepene. Ba nu, ceva mai mare. Ești chiar atât de mare. E doar cât un vițel. Ceva mai gras. Bou, ceva la fel. L-aș mângâia ușor pe cap, dar nu-l ajung. Căci e cât un dulap. Ce zic dulap? Tractor, vapor, balaur, are și solzi și coază, brontozaur. Când calcă, se cutremură pământul, iar când respiră, simt că mă ia vântul. Dar eu stau bine, fi puternic, stâncă! Sunt sănătos și sunt chiar tânăr încă! Am biceps și de fier și trecem și toți ceilalți mușchi la fel, căci monstru ăsta nu-i la o adică! Decât o gâză. O gâză cât un vârdeac. Ce are, mai mică? În mâna mea mă gâdile în palmă. Urât că o sperii. Sunt o fire calmă.